Păi totul a început încă din 2014, cred. Atunci a fost momentul când am acceptat oarecum și am realizat, pentru că în 2014 nu se găseau foarte multe informații online ca să pot să-mi dau seama că sunt transgender. Acela a fost momentul când le-am spus și părinților cum mă simt și colegilor și a fost un proces destul de ok pentru mine. Pot să zic că am fost destul de norocos să am persoane care mă susțin și care îmi vor binele. Relația mea cu mama a fost destul de dificilă la început, pentru că era un subiect nou și pentru ea, dar pentru că am încercat să îi explic și oarecum să o las să se documenteze, i-am oferit timp, lucrurile au ajuns foarte bine și acum suntem cei mai buni prieteni. Și sincer, lucrul pe care îl regret este că nu încă de când am început să le spun oamenilor, nu de la început am avut o atitudine foarte calmă. La început vorbeam destul de respicat și mă așteptam ca toată lumea să înțeleagă prin ce trec și mai târziu, realizând că de fapt ca să poți să fii acceptat și ca să te simți și tu ok cum ești, trebuie să ai o atitudine pozitivă atât față de tine cât și, cât și față de oamenii din jur. Sfatul meu pentru persoanele care trec prin sau au trecut prin acea situație ar fi să oarecum să-și acorde timp, pentru că țin minte că totul era pe fugă. Voiam să fac toate schimbările încă de când am aflat și sincer pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că mama mi-a zis așteaptă, să vezi dacă într-adevăr acesta este lucrul pe care îl vrei și să te înțelegi mult mai mult tu pe tine. Deci sfatul meu ar fi ca lumea să-și acorde timp astfel încât să realizeze dacă aceasta este alegerea pe care vor să o facă în viață. Locurile de unde am putut să mă informez au fost în mare conturile de YouTube, pentru că acolo am găsit oameni care treceau prin același lucru și oarecum explicau tot procesul și lucrurile prin care au trecut, tranziția, de ce lucruri să te ferești și oarecum care sunt nu neapărat avantaje și dezavantaje, dar riscurile prin care poți trece. Au fost și câteva website-uri de pe net, dar mai mult majoritatea informației este pe YouTube, este altceva să stai să asculți persoana, să o vezi oarecum, să realizezi într-un fel că așa vrei să ajungi și tu și e total altă conexiune și informațiile vin altfel. În legătură cu facultate, la mine procesul a fost puțin mai complicat. Am fost la o facultate, University of Groningen, într-un oraș destul de populat de studenți din Olanda și pentru mine a fost destul de greu la început și nu, oarecum am simțit că nu mă regăsesc în programul respectiv și am făcut ceva ce mi era frică să fac, deoarece mă simțeam oarecum prost să mă las de acea universitate, pentru că știam că mama mă ajuta financiar și oarecum mă simțeam prost din punctul ăsta de vedere, dar în final acum sunt la altă facultate din Olanda pe Creative Business și acum în sfârșit mă simt că mi-am găsit locul. Totul a început în clasa a 12-a, când trebuia să aplic la o facultate și mă uitam în jur că toți colegii mei de clasă deja știau ce vor să facă, unde vor să ajungă, ba la medicină, ba la drept, ba la politehnică. Iar eu nu cochetam cu niciuna dintre aceste idei. Am decis să fac ceva care o să-mi pună mie provocări și pe care consideram că este mai greu sau mai complicat. Am ales să mă duc în străinătate, să aplic la o facultate în străinătate. După ce m-am decis și m-am bazat pe asta, următorul pas era să aleg țara în care vreau să studiez. Așa că am ales, după foarte mult timp, Olanda, din mai multe motive. Primul motiv era cel cultural, pentru că Olanda este o țară de vest, o țară cu oameni educați, oameni civilizați și cu o cultură bogată, în care știam sau credeam că pot să mă adaptez cât mai ușor.
Al doilea element a fost cel educațional, pentru că au facultăți renumite, facultăți de top, cu profesori buni și cu rezultate, după facultăți după care puteam să îmi formez o carieră. Iar al treilea motiv a fost cel economic, pentru că guvernul olandez pune la îndemâna studenților un număr mare de împrumuturi sau de burse care pot beneficia studiul în țară fără să pună probleme financiare enorme pentru cineva nebogat, aș putea să spun. Apoi, următorul pas după acesta a fost să-mi aleg facultatea și am decis la University of Groningen. Este o facultate în top, să zicem, 3 sau 4 în Olanda. Și am ales-o pentru că, sincer, mi-a plăcut cel mai mult website-ul lor de la universitate, pentru că mi se pare că website-ul unei facultăți arată cât de mult se bazează ei pe studenți și cât de mult te interesează studenți, că nu o să aibă niște profesori rigizi sau care nu o să te înțeleagă, dau dovadă de empatie și de un spirit creativ, aș putea să spun. Această facultate era foarte bună pe profilul pe care voiam eu să aplic, pe drept, mai bine zis drept internațional și european, pentru că m-a ajutat să fiu pregătit în lume și este o materie pe care, de exemplu, n-aș putea să o învăț pe internet. Anul în care suntem, este foarte ușor să înveți foarte mult de pe internet, de exemplu, programare, economie, poate nu este la un nivel suficient de bun ca facultatea, dar am considerat că la drept este una dintre singurele materii pe care chiar trebuie să le înveți în persoană, să fii la facultate, să ai profesori, teme și colegi. Am reușit să mă cazez într-un cămin cu 250 de studenți, internaționali toți, olandezi nu erau deloc în acel cămin, în care aveam o cameră de 11 metri pătrați și cu bucătărie și băi comune, numai că mi s-a părut o experiență extraordinară să îmi fac prieteni noi, să socializez zilnic, să interacționez zilnic și să descoper atât de multe culturi într-un mod unic la care nu m-aș fi așteptat. Să-mi fac cei mai buni prieteni ai mei să fie din Bosnia, și din Tanzania sau din Haiti, cu care îmi petreceam zeci de ore pe lună sau câteva ore pe zi, apoi să merg la petreceri să mă întâlnesc cu francezi sau cu germani, să mă joc șah cu un italian în fiecare vineri și să am programări să mă joc ping-pong cu un băiat din China. Foarte multe lucruri mici care au adunat total la empatie. M-a ajutat să înțeleg punctul de vedere ale unor oameni care vin dintr-o cultură cu totul și cu totul diferită și să-mi dau seama că nu totul este cum l-am trăit până acum. Plus că mi-am dat seama că fiecare persoană are ceva unic. Împreună inspirăm tinerii din România.